Din luna mai, medicii de familie vor vaccina împotriva virusului SARS-CoV-2 chiar în propriile cabinete medicale. Până acum în Mehedin s-au înscris peste 70 de medici de familie. Autoritățile speră ca în felul acesta populația să prindă curaj și să se vaccineze în număr cât mai mare. Imunizarea se va face cu vaccinul cel mai cerut de populație și care va fi ales dintre serurile AstraZeneca, Johnson & Johnson și Moderna. Medicii de familie au încheiat contractele cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate privind vaccinarea populației anticovid în propriile cabinete medicale. La noi în județ, 77 de medici și-au exprimat dorința de a se implica în această campanie dintr-un total de 124. Plata medicilor se va face în funcție de numărul persoanelor vaccinate. La momentul actual, medicii trebuie să înștiințeze pacienții pentru a întocmi listele necesare. Au fost încheiate contracte începând cu data de 12 aprilie anul. În curând au fost încheiate contracte cu medici de familie, cei care au dorit să intre în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate, inclusiv cu Casa de Asigurări de Sănătate Mehedin, în vederea vaccinării anticovid, când se va produce aceasta. Până la vaccinarea propriu-zisă, au obligația de a monitoriza pacienții, de a informa și de a indica în platforma informatică. Medicii de familie s-au implicat în această campanie de vaccinare pentru ca mehedințenii să prindă curaj și să se poată imuniza mult mai ușor într-un cadru familiar lor. Eu am optat pentru a vaccina la cabinet, în primul rând că am primit multe întrebări de la pacienții mei. Sunt colegi care probabil nu vor vaccina în cabinete, dar nu neapărat din rea voință. Mulți dintre ei sunt implicați deja în centrele de vaccinare și nu cred că mai au timpul fizic pentru a presta și alte activități la cabinetul de medic de familie. Din perspectiva informării, am primit deja informațiile de la Centrul Național de Coordonare a Vaccinului via Direcția de Sănătate Publică. Am primit chiar întrebarea dacă solicităm doze de adrenalină, acele stilouri de EpiPen. Vaccinarea populației în cabinetele medicilor de familie va începe după data de 5 mai.